s-a întâmplat în a doua repriză? Noi n-am mai putut să scriem și... Voluntarii au reușit să... La microfon trebuie? Da, da. Ok. Da, era clar că... din punct de vedere fizic, o să pierdem din ritm. Veneam după două jocurile, nu avem și nici de ocupat. Pe lângă cele două jocuri în care ne-am epuizat un pic din punct de vedere fizic, a venit și acea eliminare, iar în fierăritatea numerică e foarte greu să duci ritmul, să-ți păstrezi poziția în teren, să acoperi bine terenul 4-1 și au venit cele centrări mult, mai ales din partea stângă, lipsa de marcaj în care și-a dus la această înfrângere care complică întrebări lucrurile. Am avut șansa să facem 3-1, din păcate acolo Tian n-a reușit, nu știu cum, acolo foarte greu. Greu să nu scrii gol în poziția și el are această calitate, nu putea n-a reușit să facă 3-1 și am căzut pe final, schimbările afacere care au fost și acum cum sunt ei pe pozițiile lor, nefirește, pentru că și Filip nu e un jucător să face în zona sau în bandă, dar n-am avut alte variante. Nu rămâne decât să ridicăm capul, să ne refacem foarte bine și să mergem la Botoșani, să vedem ce avem făcut. Ne pregătim bine, să refac din punct de vedere fizic, mental, să recapete și încredere, pentru că sunt foarte, foarte afectați. În ultima fază, să iei gol. Da. Totuși, în 10 oameni, cu ce a reușit să înscrie? Am reușit să intrăm la pauză cu 2-1, cu un joc bun, adică efectiv am controlat jocul în fierăritate numerică, am avut posibilitatea să facem 3-1, am făcut. Am pierdut chiar și cu 3 fundași centrale, am pierdut acolo poziția, am avut testul la concentrare, comunicare, lipsa de comunicare, de atenție, atunci când intervin obosea și judeci mai puțin. Nu pot să reacționez așa cum trebuie și am dus la această înfrângere dureroasă în ultimul număr de un minut. În situația acolo, iarăși, tremurați. Da, da. Eu am tremurat tot timpul, v-am spus aici. Lumea, probabil că n-a înțeles, sau unii au înțeles, sau au luat așa superficial lucrul, a spus că noi mai avem mult de tras în unde întâlnim obiectivul. Sigur, salvarea de returadarea direct nu se mai pune problema, dar la meciul de baraj încă avem de tras. Foarte mult să scăpăm. Ne luptăm cu Chindia, nu știu ce alte echipe mai intră acolo, dar e clar că ne așteaptă 3 finale extrem de dificile și trebuie să le fac pe jucători, mai ales cei care duc greu și care sunt foarte, foarte important și care au calitate și împreună au reușit să avem și niște rezultate bune, meciuri bune și rezultate bune. Din punct de vedere fizic s-a simțit faptul că a jucat recent în cupă? Da, s-a simțit faptul. Mai ales că nici nu am avut schimbări să fac jucători care să aibă un anumit ritm, toți s-au venit pe niște accidentări, începând de la Romario, Pițian, Mieron care a fost suspendat și era foarte greu să-și revină a treia zi, să joace, adică să joace meciul ăsta. Atunci am purtat, neavând și lipsa lui Chiuciu, neavând mijlocași laterali, știind că în partea dreaptă sunt foarte periculoși acolo cu Lopez, atunci am considerat că Simion poate să-l ajute și poate să-l dubleze foarte bine, dar nu a fost cum Ciobotariu v-a lăudat, a spus că dacă nu era acel roșu, era mult mai greu pentru ei,
Și așa, în condițiile astea, u-a întors, a spus că sunt antrenor foarte bun, cu o tactică foarte bună și că doar experiența lui Florea a reușit, a făcut ca să întoarcă. Și faptul că ei totuși sunt echipă care în acest play-out au arătat foarte bine. Este prima frângere a lui Cluj aici, pe Cluj Arena, dacă... În 10 oameni. Credeți că soarta meciului ar fi fost alta dacă l-ați avut pe Chimciu în teren? Normal, cred că în ultima perioadă a fost cel mai bun jucător din campionat. Sau unul din cei mai buni jucători cu randamentul cel mai bun, sunt consider o pierdere. Chiar o pierdere foarte importantă. Dar e plicul echipei, ritm, răutate sportivă, tot ce trebuie. Că n-am văzut cum se comporta și nu. Pierderea e importantă. Ne-a lipsit foarte mult astăzi. Dar, sigur, fără acea eliminare, noi am controlat jocul. Nu m-am gândit că o să pierdem astăzi joc. Mă mulțumesc imediat, poate nu-l conta, deci nu avem voie să pierdem. Dar, vezi, aici m-am preocupat atunci când ocaziile se răzbună, cum așa se spune, atunci când a ratat Ian. Adversarul plin de încredere, sigur, și o echipă cu multă experiență, este clar, am jucat atâția ani în play-off,